Icoana Maicii Domnului din Kiev Bratsk. Icoana Maicii Domnului din Kiev Bratsk este prăznuită în fiecare an pe data de 6 septembrie. Ea a fost așezată la început în Biserica Sfinților Boris și Gleb din orașul Vyshhorod, lângă Kiev, unde a apărut în mod miraculos în anul 1654. În anul 1662, când Rusia era în război cu Polonia, orașul a fost ocupat de tătarii din Crimeea care luptau de partea poloneză, provocând pierderi grele. Sfânta Biserică cu hramul purtătorilor de pătimir Boris și Gleb a fost pângărită și distrusă, dar purtarea de grijă a lui Dumnezeu a păstrat icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului, care a fost dinainte scoasă din biserică și purtată de-a lungul Niprului. Moaștele sfinților au fost ascunse sub o criptă. Râul a purtat icoana până la sectorul Podol din Kiev, de unde a fost preluată cu bucurie de către creștinii ortodoxi, care au dus-o la mănăstirea Bratsk. Descrierea icoanei se găsește în registrul de proprietate al Bisericii Mănăstirii Kiev Bratsk din anul 1807. Există un imn despre icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului de la Mănăstirea Kiev Bratsk, alcătuit imediat după anul 1692. Icoana Maicii Domnului din Kiev Bratsk este prăznuită de 4 ori în timpul anului, în data de 6 septembrie, pe 10 mai, 2 iunie și sâmbăta din săptămâna 5-a Postului Mare. Toate aceste zile sunt închinate arătării miraculoase din anul 1654 a Sfintei Icoane. Icoana originală nu a fost conservată. Copia a fost pictată urmând întru totul originalul și este în prezent așezată în Mănăstirea Acoperământului Maicii Domnului din Kiev.